După un antrenament intens, corpul nostru are nevoie de mai mulți carbohidrați. Sigur că putem lua carbohidrații din orice sursă, dar atunci când fructele intervin în ecuație, vorbim și despre antioxidanți și despre substanțe cu efect antiinflamator și sigur despre un gust foarte bun. Vom folosi un storcător prin presare lentă, care va extrage din aceste fructe minunate cât mai mulți nutrienți. Avem struguri, avem pepene, inclusiv coaja, vom folosi și coaja de pepene, citrulina e un vasodilatator și ajută refacerea musculară. Avem prune, foarte bogate în antioxidanți. Dacă păstrăm sucul o perioadă mai lungă de timp, îi putem adăuga un pic de suc de lămâie, drept antioxidant. Dacă vrem mai multe proteine, mergem către un iaurt sau către polen. Haideți să vedem cum se descurcă acest aparat, așa cum spuneam, prin presare lentă cu struguri. Presarea fiind lentă, aparatul extrage din struguri o cantitate foarte mare de antioxidanți, de vitamine, de minerale, de substanțe cu efect antiinflamator. Continuăm cu prunele, și ele foarte bogate în antioxidanți. Sucul de prune este delicios. Le-am curățat întâi de sâmburi și acum le vom pune în aparat. Pepenele are și el antioxidanți, dar vine și cu carbohidrații necesari refacerii după antrenament. După cum spuneam, coaja este și ea utilă, deci o vom folosi la prepararea acestui suc. Cu un storcător obișnuit nu am putea extrage atât de bine nutrienții, vedem că rămâne foarte, foarte puțină pulpă, semn că ce ne interesează ajunge în pahar și sigur în corpul nostru. Observăm că storcătorul nostru prin presare lentă de la Philips ne-a dat un pahar întreg de suc și a rămas foarte, foarte puțină pulpă, cojile, semințele care au fost și ele strivite, cele de struguri știm foarte bine au antioxidanți. Deci iată o soluție foarte simplă, foarte sănătoasă pentru masa de după antrenament sau shake-ul de după antrenament. Puteți adăuga ce doriți, de la iaurt, polen, concentrate proteice, orice pentru a vă reface foarte bine după un antrenament intens.